Mulțumesc, doamnă directoare. După ce doamna secretară Tania mi-a telefonat și m-a anunțat că sunt invitat la această festivitate, am meditat preț de câteva minute la trecerea și petrecerea timpului. Ne se întâmplă tuturor atunci când amintirile sunt scoase din starea de latență. Cu această ocazie am remarcat că într-o perioadă relativ scurtă, Oltenița și-a subliniat câteva momente semnificative din trecutul ei. Mai întâi 150 de ani de la întemeierea orașului în 2003, apoi 500 de ani de la prima atestare documentară a satului Oltenița în 2015. Acum suntem la centenarul Colegiului Neagoie Pasărat. Sunt coincidențe, evident, dar uneori coincidențele depășesc nivelul întâmplării și decantează semnificația. Iar semnificația, în cazul de față, constă în faptul că acest Colegiu Neagoie Pasărat a reprezentat o latură proeminentă din istoria și viața localității, reprezentând de asemenea un reper identitar incontestabil al acestei localități. Cred că aș mai fi stat câteva minute și aș mai fi colindat pe cărările amintirilor, dar a sunat încă o dată telefonul. Era tot Tania, care mi-a spus, știți, trebuie să luați cuvântul la festivitate. Bun, o să iau cuvântul la festivitate și deja știu cum o să încep. Problema este cum voi continua, ce anume voi spune și la ce anume voi renunța. Pentru că centenarul Colegiului Neagoie Pasărat este o seducătoare poveste. Toți cei care au fost, care sunt sau vor fi elevii acestei instituții, sunt sau vor fi într-o categorie a privilegiaților, iar cei care au fost elevi întâi și apoi profesori aici, deja depășesc statutul privilegiului și ajung la o componentă majoră a destinului personal. Dacă ar fi să etichetez un singur cuvânt Colegiul Neagoie Pasărat, acel cuvânt ar fi performanța. Vorbesc mai întâi despre o performanță cuprinzătoare, care se referă la realizările acumulate prin strădania tuturor celor care sunt implicați în universul școlar. Expresia palpabilă a acestei performanțe constă în faptul că absolvenții colegiului au știut, în mare majoritate, să-și găsească un drum onorabil în viață. Pentru că, până la urmă, o școală trebuie să livreze elevului generic o înzestare culturală suficientă pentru a putea înțelege și a dori să înțeleagă lumea în care trăiește, un volum de cunoștințe suficient pentru a deveni competitiv în plan profesional și un profil moral corespunzător. Iar promoțiile colegiului, care iată au ajuns și ele la 93, nu încetează să confirme acest lucru. Am de aceea o deosebită satisfacție când la întâlnirile de promoție constat că foștii elevi au ajuns la un statut social, profesional, familial, încorporabil în normalitate. Așa cum îmi place să spun, foștii elevi au știut să-și folosească potențialul, devenind premianții propriilor posibilități.
Nu este puțin lucru. V-aș spune din potrivă că descoperim aici o stare de spirit. Această stare de spirit a fost foarte frumos descrisă de o absolventă din 1987 a liceului, pe atunci Alexandru Safie. Trebuie să vă spun că am obișnuit, am de zile, ca în ultima oră de istorie din clasa a 12-a, să dau la clasele unde predasem un fel de extemporal al sincerității și al maturității. Ultima întrebare era invariabil, referitoare la intențiile de viitor. Ce vor viitorii absolvenți să facă în viață? La întrebarea aceasta, absolventa din 1987, care în prezent este cadru didactic la o școală din Oltenița, a răspuns cam în felul următor. Am în curte un cireș, care a înflorit acum câteva zile. A fost foarte frumos un buchet de corole albe, printre care forfoteau albinele în dansul lor amețitor. Dar vraja s-a destrămat noaptea trecută. Furtuna a distrus totul. Acum cireșul are ramurile rupte și este trist. Iar pământul este acoperit de petale speriate. În ceea ce privește viitorul meu, voi munci până la limitele pe care le am și nu voi fi niciodată o floare de cireș. Iată o formulă care cred că circumscrie cu exactitate starea de spirit despre care vă vorbeam. Ajungem acum la performanța în stare pură, acea performanță care a depășit toate așteptările, uneori și pe ale profesorilor. Sunt performanțe pe care le obțin elevii în cei 4 ani de liceu, sau altele pe care le obțin absolvenții și ne mândrim și cu acele. Indiferent câte nume aș aminti, voi fi nedrept. Întâi pentru că nu cunosc toate realizările și apoi voi fi nevoit să omit multe dintre succesele pe care le-am cunoscut nemijlocit. Așa că trebuie să luați succesele pe care le voi aminti, doar ca pe niște tușe într-un tablou cuprinzător al succeselor liceului care onorează cartea sa de vizită. Pentru succesele din cei 4 ani de liceu, am ales un interval care mi se pare referențial. Ultimii ani ai secolului trecut și primii ai secolului nostru. Este timpul în care s-a obținut premiul întâi pe țară la concursul, prima ediție de fapt a concursului Europa în școală. Din păcate am uitat numele elevei, trebuie să-l țină minte domnul Marian Ursu, nu știu dacă este prin sală, pentru că a fost eleva dânsului. La rândul ei, Andra Mațau, obținea în interiorul unui singur an școlar 3 distincții la ediția, la faza națională, a 3 olimpiade diferite, română, engleză și filozofie. A urmat Felicia Cucută, câștigătoarea concursului francofoniei, pe 29 septembrie 2007, dacă rețin bine, i s-a acordat premiul la Paris. Mai departe, eleva Vâlea Ioana, nu sunt sigur de prenume, s-a numărat printre cei 6 câștigători din toată lumea ai concursului UNESCO de fotografie. A fost recompensată cu un stagiu
de perfecționare în domeniu care a avut loc în Etiopia. Și când spuneam că mai mult nu se poate, a venit Silvian Baltac cu premiile sale la Olimpiada Internațională de Chimie și la alte concursuri europene. Silvian a participat la 3 ediții ale Olimpiadei Internaționale de Chimie, dintre care una la Iacuția, o regiune autonomă din Federația Rusă. Aici a făcut o contestație. Lase o notă de medalie, dar a apreciat că ar fi meritat mai mult. Povestea Silvian că i s-a mărit nota, dar foarte puțin, în condițiile când el nu știa limba rusă.